Bună ziua și bine v-a regăsit. Observăm în imagine un comutator electronic cu circuitul integrat 555, așa. Acesta are 8 pini, acest circuit integrat. Haideți să dăm mai la lumină aici ca să observăm circuitul integrat de aici. Așa, observăm. Observăm, dar nu prea observăm. Acest circuit integrat are mai multe funcții, de regulă are mai multe funcții. Hai să-l dăm așa ca să vedem vertical seria. Are mai multe funcții, printre care și cea de monostabil, de astabil sau comutator electronic. Circuitele integrate de obicei au o stabilitate mai bună, un consum mai mic, au o eficiență mai ridicată și multe alte avantaje. O să ne uităm și pe schema electrică. Avem acest releu electromagnetic și bineînțeles că se poate monta un releu electromagnetic de putere mult mai mare decât acesta. Acesta e un releu de 10 amperi și prin intermediul releului electromagnetic, cu cât îl montăm mai de putere, cu atât vom putea alimenta, evident, consumatori mai de putere mai mare. Circuitul integrat NE555 comandă acest releu prin intermediul unui tranzistor și acest tranzistor alimentează bobina releului. Evident că la conectarea unei variante de puteri mai mari vom pune un tranzistor de putere mai mare sau după releu putem conecta alt releu care e alimentat din acest releu, ca să nu montăm un tranzistor de putere prea mare, putem monta un releu după releu existent. Avem ieșirea releului aici pe șirul, pe această regletă. Evident, aici avem pornit oprit pe această bară, aici pe acest conector DuPont. Ce mai avem? Alimentarea montajului electronic și mai avem aici un micro switch. O să vedem pe schema electrică imediat. Acest switcher aici putem să șuntăm două stări. Deci montajul electronic poate porni pe o stare de on sau porni pe o stare de off. Acest lucru se realizează din acest conector, de starea de normal închis sau normal deschis, șuntând pinul 1 cu 2 sau 2 cu 3 aici. Sau nu șuntăm nimic și montajul electronic va funcționa în modul standard. Pe schema electronică observăm acest circuit integrat, este principala componentă a montajului electronic și componentele aferente se vor pune de o valoare aproximativ egală cu cele din schemă, evident cu mici modificări în cazul în care lungim, de exemplu, acest cablu de la switcher, montăm acest condensator de altă valoare, aici la fel, această rezistență, acest micro întrerupător care comandă circuitul integrat funcționează datorită acestor două componente electronice, practic îi determină funcționarea aceste două componente electronice, care dă stările circuitului integrat pe pinul 2, pe pinul de comandă. Evident că dacă nu obținem un on-off destul de precis sau cu sărituri, cum am văzut la începutul clipului, putem ajusta aceste două rezistențe, acest divizor de tensiune, îl putem ajusta și obținem și, bineînțeles, și din acest condensator și această rezistență de 220 de kilo-ohmi, putem să modificăm stările să fie cât mai stabile, ar trebui să fie stabile cu valorile din schemă. Și mai avem acest conector jumper care facem, după cum spuneam, acele stări de normal închis și normal deschis a releului la alimentarea montajului electronic. Montajul electronic observăm că se alimentează cu o tensiune de maxim 18 V. Dacă
avem o tensiune de alimentare mai mare, îl alimentăm prin intermediul unui stabilizator de tip circuit integrat 7812, de exemplu, sau 7809, și releul electromagnetic se pune funcție de tensiunea de alimentare, în acest caz cu o tensiune de 18V, să zicem o tensiune maximă, dar nu-l alimentăm la tensiune maximă pentru că se poate încălzi, alimentăm la o tensiune mai mică, dar să presupunem că dacă depășim 15V, montăm un releu electromagnetic de 24V. Tensiunea de alimentare este cea care determină valoarea tensiunii de alimentare a releului electromagnetic. Și, bineînțeles, la o tensiune de alimentare mai mare și această rezistență serie cu acest LED de putere mică se va modifica, se va pune una de valoare mai mare. Tranzistorul se pune de tip 2SC33725 sau echivalent, de exemplu S9014 sau BC107, clasicul BC171, BC547 și așa mai departe. Să fie un tranzistor de putere mică și un factor de amplificare suficient de mare, mai mare de 300, adică de 300 de ori mai mult să amplifice, pentru că la baza tranzistorului, adică aici, prin intermediul acestei rezistențe, avem un semnal mic, avem un semnal de curent mic și avem nevoie de un tranzistor de amplificare mare și de putere mică. De putere relativ mică, puterea tranzistorului final care alimentează releul electromagnetic este dată de valoarea curentului care îl absorbe acest releu electromagnetic. De exemplu, în acest caz avem acest releu electromagnetic care consumă în jurul valorii de 70 de miliamperi, deci putem pune un tranzistor de 200 de miliamperi, cum este acesta, valoare nominală, fără probleme. Dar bobina releului poate consuma mai mult și atunci vom pune un tranzistor de putere mai mare, eventual și vom monta pe radiator pentru că se poate încălzi dacă bobina consumă prea mult. Montajul electronic observăm că este unul deosebit de simplu și are o stabilitate și o fiabilitate foarte ridicată, o disipație termică mică și se poate plasa în orice carcasă sau prin orice carcasă, prin orice proiect, se poate plasa pe acolo, pe undeva, prin acea cutiuță sau printr-o carcasă mare pentru a realiza funcția de comutator sau întrerupător într-un circuit electronic dintr-un panou frontal cu apăsarea unui simplu micro switcher de putere mică. O să-i facem și o probă la putere mare, de exemplu alimentăm acest bec electric de 60W care consumă un curent de aproximativ 5A și ne vom juca puțin cu acest bec. Da, observăm destul de ingenios. Avem acest micro-întrerupător care, odată apăsat, aprinde acest bec electric cu intermediul acestui montaj electronic, iar la cealaltă apăsare ne dă starea de offset, deci întrerupe circuitul prin intermediul releului electromagnetic. Indicația LED-ului observăm că este una de normal deschis, în acest caz. Tocmai asta facem din acel comutator, microcomutator de aici, pe care spuneam. Șuntând pinii respectivi, LED-ul va indica starea de off sau starea de on. În acest caz indică starea de avarie, adică în momentul în care este deschis circuitul extern al releului, circuitul de ieșire al releului, când este deschis acest LED arată starea de așteptare. Starea de așteptare sau starea de avarie. Și observăm. Da, sper că a fost de folos. Ne întâlnim în episoadele următoare să mai discutăm despre aceste montaje electronice destul de mici, inteligente sau cel puțin utile. Ne întâlnim în episodul următor cu lucruri la fel, cel puțin la fel de interesante. Sau la fel de interesante, o zi bună!